În timp ce consilierii care au inițiat proiectul de reducere a impozitului pe clădiri nerezidențiale au adus argumente în favoarea acestuia, primarul Nicolae Barbu și alți consilieri decât cei care au cerut convocarea ședinței s-au opus. Inițiatorii au arătat că o astfel de hotărâre este legală și mai ales oportună. Eu consider, domnule președinte, distinși colegi, că acest proiect de hotărâre este unul absolut oportun și legal. În momentul în care am inițiat acest proiect, am făcut verificări. Am verificat dacă el poate, dacă este temeinic, dacă poate veni și vine cu siguranță în sprijinul cetățeanului. Eu am fost întrebată de mai mulți colegi care se află în această situație de a deține un imobil pe persoană fizică, imobil de tip nerezidențial și care erau disperați în condițiile în care aveau de plătit față de anul trecut o taxă nici mai mare, nici mai mică decât de 50 de ori. Deci nu cu 50%, de 50 de ori. Mă întrebau într-una, nu faceți nimic, nu faceți nimic. Și noi am încercat să venim în sprijinul acestor oameni, promovând un proiect de hotărâre, repet, oportun și legal. Oportunitatea acestui proiect de hotărâre a fost clară și necesară. Discutăm de o creștere de 1200% pe această categorie de impozite, în contextul în care, dacă vă amintiți bine, dacă nu o să vă amintim cu procesul verbal al ședinței, când eu în decembrie, la următoarea ședință, după aceea din 04.11.2015, am ridicat problema și am spus că este vorba de o creștere de 1200%, nu de 17%, așa cum a spus domnul primar în acea ședință. Discutăm de o creștere enormă pe care oamenii care se află în această situație nu o pot suporta. Proiectul în cauză a fost depus de altfel încă din luna februarie, dar tot din cauza opoziției primarului, el a fost supus dezbaterii abia astăzi. Discuțiile au devenit în acest context din ce în ce mai aprinse. E problema noastră, sunteți cumva instituțiabilitate. Închideți microfon. Înțeleg că domnul... Pentru dumneavoastră. Nu e nevoie să intervină domnul primar dacă nu e nevoie. Înțeleg că domnul Barbu își dorește mult mai multe biruri pentru locuitori și nu vrea să modifice această hotărâre. Da, corect. Pe care dânsul la vremea aceea a propus-o la maxim. Noi vreau să nuanțez într-un fel sau altul această intervenție și să spun că noi cei care am fost menționați de domnul Barbu în lista rușinii, considerăm că trebuie diminuate aceste... Domnul Oprișan, vă rog să închideți microfonul. Domnul Oprișan, eu aș vrea să vă corectez cu dumneavoastră într-o direcție. Populismul nu este sinonim cu legal, să știți. Puțin mai devreme ați menționat că e o măsură populistă. Da, noi vrem diminuarea impozitelor pentru locuitorii orașului nostru. Timp de aproape o oră au continuat discuțiile în contradictoriu între primar și cei care au propus reducerea impozitului pe clădiri nerezidențiale. Astfel, consilierii și-au amintit de faptul că atunci când a fost votată valoarea acestui impozit, explicațiile aduse de executiv nu au fost complete și clare. La acel moment am întrebat, am insistat asupra acestui aspect, de ce se dorește votarea unui impozit pe clădire nerezidențială pentru persoanele fizice de 1,3 maxim prevăzut de lege. Știm cu toții care a fost răspunsul dumneavoastră că impozitul nu va crește cu mai mult de 17%, însă el a crescut de mult mai multe ori. De asta vă spun cu presupune clar o creștere mică, dacă îmi spunem de atâtea ori, ne ducem deja la 1200, cât a spus domnul. Până la urmă, proiectul nu a fost votat, fiindcă a fost propusă amânarea aprobării lui pentru o ședință extraordinară viitoare, propunere cu care a fost de acord majoritatea consilierilor.